ziua, bună ziua, dragi pescari și prieteni. Vă fac acest video, că mulți m-au rugat să vă mai prezint odată locația unde sunt. Vă mai arăt odată, nicio problemă decât să mai avem problemele astea. Vă zic și vă și arăt direct. Uitați, ăsta e molul Veranda, vă prezint eu. De la Bucurobor. Vis-a-vis de molul Veranda, suntem noi, Regal Fish. Mulți dintre voi, bineînțeles, că am înțeles și au venit după toate vlogurile noastre. Foarte multe întrebări am pe tema unde suntem. Că știe că ne-am mutat la Morarilor. Da, ne-am mutat la Morarilor. Ne-am dus într-o locație poate mult mai bună ca la Morarilor. Avem și parcare de mașini, care multe magazine nu au parcare de mașini. Și aveți unde să parcați dumneavoastră mașina. Magazinul are programul următor. Începând de la ora 7 dimineață până la ora 19 seara. Până se termină problema pandemiei. După pandemie o să fie iară non-stop, cum era odată. Dar noi ne-am gândit acum să venim săptămâna asta, montăm tonomatul de râme și de vierg. Și chiar dacă noi închidem la ora 19, nicio problemă o să fie, veniți, băgați bănuțul, vă cade râmele, vă cade viermii, ce vreți dumneavoastră să vă luați. Aveți tot ce vreți la tonomat. Ce puteți găsi în tonomatul pe care îl aducem noi? Râme, viermi, pufuleți, mămăligă, linii, bambine de noapte, starleți, nadă, aditiv. Deci aveți și să găsiți cele 5-6 ore care lipsim noi de seara până dimineața. O să încercăm să venim mai devreme totuși, să vedem cum o să facem. Dar totuși mai e puțin până pe 15 și o să fie non-stop. Dar tonomatul nu se mai trece, o să fie chiar dacă noi suntem, o să fie în permanență aici. Arăt acum ceva ca să stabilim de acum că atâtea întrebări, nu pot să răspund la fiecare în parte, să răspund prețul la fiecare produs. Și acum am venit să fac o filmare la undițele care au venit în România și vă spun și prețurile la ele care sunt de raf, ca să le știți, să nu mai mă întrebați pe mine. Vi le spun direct. Veniți să vă arăt. Astea sunt undițele care au venit în România de 2-3 săptămâni, 1 de zile circa. Și avem dimensiunile 5-6-7 metri. Sunt 3 modele și prețul e următorul: 5 metri 100 de lei, 6 metri 110, 7 metri 120. Deci cu asta v-am lămurit pe toți, acum știți despre ce e vorba. E un preț bun, raport calitate, nu se pune problema, unițele sunt originale de carbon, scrie și pe ele, după cum se vede. Haideți să vă arăt și una cum arată, să vă dați seama despre ce este vorba. Uite, așa arată undița. Asta e unița pe care vorbeam de ele. Eu am să vă desfac, să vedeți și despre ce e vorba. Uitați, ăsta e docul, frumos. O să scot vârful. Uitați-l, vârful are și de unde să agățați aici, fără probleme. Ăsta e vârful. Da? Uitați-l. Tronsonul 2. Da. Tronsonul 3. Tronsonul 4. Așa arată undița noastră. Dopul e metalic de jos. Știți că de multe ori când dai cu tronsonul mai tare și lovești sau strângi, atunci sigur 100% la unele undițe se sparg. La asta nu are voie să spargă. Deci așa arată. Asta e un băț de 5 metri. Al nostru. Și prețul lui este 100 de lei. Deci acum vă mai spun o dată cât e prețul ca să înțelegeți. 5 metri 100 de lei, 6 metri 110, 7 metri 120. Ca accesorii pentru undițe vă prezint acum firele pentru undiță, că acum vorbim numai despre undițe. Vă arăt firele de undiță. Ținând cont că e primăvară, e clar că dumneavoastră o să pescuiți cu niște fire mai subțiri. Noi le avem. Uitați. Începe de la 0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 și 35. Până aici e gută la 150 de metri, care costă 15 lei la raft. E fabricată, după cum se vede, în Japonia, scrie și pe ea. Deci scrie pe ea, e bătut, uitați, dacă vă uitați aici, o să vedeți, scrie Made in Japan.
E firul nostru, nu-l găsiți la nimeni, absolut la nimeni, nicio firmă din România decât la noi. Sau dacă, bineînțeles, a luat de la noi, îl are. Dar ăsta e firul nostru, ne reprezintă. Asta nu înseamnă că nu avem alte fire, eu știu, mai mari pentru lansetă sau pentru nu știu ce. Că noi avem orice culoare, orice dimensiune. Dar acum v-am prezentat strict pentru undiță. Data viitoare, în următorul vlog, o să vă prezint pentru crap, pentru caras, pentru feeder. Haideți să vă arăt și plutele noastre care le avem acum. Avem plute de balsa, de finețe. A, uitați-le ce frumoase sunt. Sunt nemaipomenite, să-i băgăm un varnă și aici și luăm urmă pe caras. Bineînțeles, de mai carasul și crapul să ia cu astea. Avem foarte multe gramaje, foarte multe modele. Astea sunt plutele noastre. Le găsiți de tot la noi. Și bineînțeles că avem și de Sheffield. Da, v-am spus, asta data viitoare când o să vă prezint despre lansete, o să vorbim și despre Sheffield. Acum vă prezint tot ce este legat de undițe. Acum vreau să vă prezint și noile noastre cârlige care au venit pentru lansetă, pentru undiță. Avem și toate tipurile de cârlige, și mai mici și mai mari, pentru crap, pentru caras, pentru som, dacă vreți. Avem toate fețele. Astea sunt japoneze originale. Avem și ace de crap foarte bune de la Hayabusa. Uitați-le. Ia uitați-le. Ca să știți, numai la noi le găsiți pe astea. Ia uitați, avem foarte multe cârlige, foarte mult. Avem 3 metri pătrați de panou, de cârlige pe serii și pe numere. Filex tot la noi găsiți, Mivardi tot la noi găsiți. Deci toate cârligele când veniți o să găsiți pentru orice pește. Pentru orice pește, cu ochet, fără ochet, cu barbetă, fără barbetă. Fiecare are ce să găsească la noi. Nu e problemă, nu pleacă fără cârlige de la noi. Ca momeală de cârlig, acum pot să vă arăt încă ceva. Avem cubulețul special pentru cârlig magic, în 7 arome. Natural, miere, vanilie, scoică, căpșune, usturoi și viermuși. Baza noastră sunt viermi și râmeleșe. Uite aici. Aici avem noi, îi ținem frumos la frigider, nu există vieri morți, nu există. Îi ținem proaspeți întotdeauna ca pescarul să ajungă cu ei întregi la pescuit. Altfel, la temperaturi mai ridicate, ajunge cu altceva, nu mai ajunge cu vieri. Și noi avem foarte mare grijă de treaba asta. Să ajungă exact cum trebuie la pescuit. Canadă pentru caras. Pot să vă spun că cea mai bună după mintea mea e un TTX simplu care se rădești cu el. Adică așa. Și ieftin. 5 lei. Mai mult de atâta, ce să vă zic? 5 lei. N-am ce să vă zic. 5 lei. Mulți dintre voi poate nu știe să-l folosească. Dar vă promit că data viitoare am să fac eu o probă cu câteva năzi de ale noastre, să vi le pregătesc, să vă învăț cum să faci nadă. Mulți ne-au întrebat prețurile la nadă. Acum vă spun și prețul la nadă, ca să le știți, să nu mai stăm să scriem mereu cât e aia, cât e aia. Începem așa, feeder-ul 10 lei, aparece 10 lei, căpciună 7 lei, usturoi 7 lei, noroc chinezesc 10 lei, crap 7 lei, scoică 7 lei, și cam atâta știu momentan. Momentan. Ideea e următoarea, nada noastră are 800 de grame acum.
800 de grame. Dar începând de mâine, noi acum noi avem și producție, poate mulți dintre voi știți, facem producție, va avea un kilogram în cap, dar va fi mai scumpă cu un leu, adică în odă 7, va fi 8. Nu sărim calul prea mult, să întrecem măsura cum poate alții o să. Noi nu. Oricum, e mult sub nivelul prețurilor de ce se întâmplă la alte magazine, că tot m-ați rugat mulți dintre voi să fac o nadă în care să prindă pește. Eu am făcut o nadă care zilele astea trebuie să apară, nu știu cât, în 2-3 zile maxim, e făcută deja acolo. N-am scos-o încă pe piață, să trăiți. În 2-3 zile maxim îi dăm drumul pe piață și o să vedeți că e o nadă foarte bună, nu are absolut nimeni, e o aromă specială. Pot să vă spun doar atât cum se numește, știți voi, Secretul Regal. V-am promis că o să facem o nadă mai de mult cu Secretul Regal, am făcut-o, am așteptat niște ingrediente mai bune din Anglia. Și pot să vă zic și prețul la ea, dacă vreți, o să fie 20 de lei kilogramul, e cam scumpă într-adevăr, dar și ce e în ea face minune. Face minune, o să vedeți, că o să vină să o testeze prietenul meu, Oane, se va duce la pește cu prietenul lui, Shari, și atunci o să vedeți și nada, care v-am spus despre ea, cum lucrează și ce prinde și undițele în acțiune, direct. Live, pe baltă cu Oane, prietenul Shari, da? Noi vă așteptăm la noua noastră locație, de la Mall-ul Veranda. Și aici, pe loc, vă facem rețete de craft, de caras, de ce doriți dumneavoastră să prindeți. Cam o meală de cârlig, dacă în caz să rămâne fără râme, avem niște râme artificiale, nu uitați-le aici. Astea sunt criminale. Vă dăm. Avem suficiente pentru toți pescarii. Micropeletele alea de feeder de 3 mm tot la noi, făcute de noi, bineînțeles, nu cumpărate și ambalate. Gata, fraților, sper că v-am fost de folos astăzi. Ne vedem în următorul vlog și o să postăm cât mai des. V-am pupat!